Curtea Constituțională va decide miercuri dacă există sau nu conflict între Parlament și Curtea Supremă. Este vorba despre sesizarea făcută de Florin Iordache. Socialdemocratul a contestat lipsa completurilor de 3 judecători care să fie specializate în fapte de corupție. E vorba de 350 de cauze care trebuie redeschise. Este vorba de peste 1000 de inculpați care reintră practic în drepturi. Este vorba de cei care au fost deja condamnați, au executat pedeapsa, nu li se mai poate da înapoi pedeapsa, dar vor da judecată statul român și vor câștiga. Fostul premier susține că miza este dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni în primă instanță. O decizie favorabilă îi va permite șefului PSD să ceară revizuirea sentinței. Ponta este sigur că sesizarea lui Iordache va fi admisă și susține că de fapt a fost redactată de un judecător al Curții Constituționale. Domnul Iordache, v-am zis, nu cred că știe el să scrie. Am citit sesizarea la curte, a fost scrisă de un judecător CCR, care i-a servit-o, el doar a semnat-o. Aveți informații? Știu un singur lucru, că dacă aș fi în locul domnului Iohannis pe 10 aprilie, m-aș duce la Curtea Constituțională. Să fac ce poate să facă președintele la curte? Domnule, da, e președinte, eu n-am ajuns președinte, că a ieșit domnul Iohannis, care ne apără de rele. Să facă cea. Florin Iordache a făcut această sesizare la Curtea Constituțională când a fost lăsat de Liviu Dragnea să conducă în locul său Camera Deputaților.